Bună ziua, doamnelor și domnilor! O să intrăm în discuțiile de astăzi, nu înainte de a spune câteva cuvinte. Și astea sunt se grupează în trei categorii mari. În primul rând, ce dorim cu această dezbatere? Sau mai bine zis, în primul rând, ce nu dorim cu această dezbatere? Cred că a tranșa problema unor paradigme care sunt în dezbatere de zeci de ani, dacă nu chiar mai bine de atât, este o ambiție mult prea mare pentru o singură discuție. Dar a demara o discuție publică de substanță, bazată pe idei și nu pe persoane, să zic așa, și care să se adreseze cu un echilibru, bineînțeles, relativ dificil, sper să putem face acest lucru, și oamenilor în cunoștință de cauză, specialiști în domeniu, și unui public mai larg, și care să ajungă la clarificări necesare în conceptele de bază cu care operează teoria și practica politicii monetare, dorim să facem, repet, fără clarificări paradigmatice. Am insistat foarte mult pe o reprezentare a unor puncte de vedere diferite, pentru că animă discuția și pentru că o fac inclusivă, să spunem așa. Nu vom discuta de pe un singur punct de vedere, chiar dacă bănuiesc că între vocile băncii centrale va fi un grad de coeziune, zic așa. Un alt lucru pe care nu l-am dorit este să facem o discuție exclusiv tehnică. Chiar dacă elemente tehnice vor apărea inevitabil, am încercat să le ținem la minimul posibil pentru a face discuția accesibilă și persoanelor nespecialiste interesate în acest subiect. Asta este prima categorie de remarci. A doua este aceea că am rugat colegii din jurul mesei să vorbească de la această masă. Va fi mai dificil pentru cei care au slide-uri, dar nu imposibil, pentru că altfel ar însemna să stăm întorși pe jumate către dumneavoastră și pe jumate către vorbitori și e destul de neplăcut acest lucru. Vorbitorii o să îi rog să se limiteze la 20 de minute, pentru că vreau neapărat să avem timp pentru intervenție din partea sălii. Sunt oameni în sală care știu că doresc și pot aduce contribuții la această dezbatere și invit să fie activi în acest sens când vom ajunge la secțiunea de întrebări, răspunsuri și comentarii. În ultimul rând, dați-mi voie să bătătoresc puțin intrarea către subiect. Dacă stăm să ne uităm cronologic la teoria monetară, după, să spunem, predominanța macroeconomiei, așa cum o știm, care este de sorginte keynesiană, a venit problema monetaristă, care la rândul său în anii 70-80 a fost înlocuită de anticipații raționale și de mișcarea, să spunem, către ciclurile reale de afaceri. Ajungem acum ca la modelul standard folosit de către multe bănci centrale și de către numeroși academici în discuțiile despre politica monetară să avem o variantă neo-keynesiană în care distorsiunile, dacă există, se limitează la prețuri lipicioase, sticky prices, și imperfecțiunea pieței muncii, fie vorba despre salarii care nu sunt perfect flexibile, fie vorba despre alte distorsiuni de ordinul 2 care pot duce la efecte cumulative de ordin principal. S-a creat o adevărată școală în acest domeniu. Rămâne să vă spun că, deși modelul este bine standardizat, el are o problemă esențială. Chiar dacă e un pas mare, pentru că are microfundamente relativ bine specificate, descrie comportamentul actorilor economici, gospodării, firme, stat și alte componente, sectorul financiar în general este trecut cu vederea de acest model. Dacă cei dintre dumneavoastră care sunt familiarizați cu el, dacă vă aduceți aminte cum se face legătura prin piața interbancară între bani și active financiare, activele financiare în general se limitează la obligațiuni guvernamentale și acestea sunt cumpărate sau vândute direct de către deținătorii lor, firme sau corporații, în relație cu banca centrală. Nu există o piață interbancară, nu avem ratele dobânzii pe termen scurt și mai departe transmisia prin piață de capital și alte segmentele pieței financiare, inclusiv prin intermediul băncilor, către variabilele macroeconomice care apar direct în model. Al doilea lucru pe care trebuie să-l spun este următorul. Dacă în această evoluție în timp am ajuns de la a spune că o creștere previzibilă și uniformă an după an a masei monetare este cel mai bun instrument de stabilizare a variabililor macroeconomice, așa cum spunea Friedman,
S-a ajuns ulterior, mai ales la ciclurile reale de afaceri, la a spune că masa monetară și, în general, agregatele monetare nu contează deloc. Și mai ales că legătura esențială între ceea ce poate controla cu anumită acuratețe banca centrală, respectiv banii exogeni, outside money, baza monetară, și banii endogeni, inside money, cei creați de bănci prin credite, care formează la rândul lor depozite, este un multiplicator monetar, dacă nu instabil, atunci, cum va spune probabil Dorina, chiar un mit, o prezență fantomatică. Nu cred că lucrurile stau chiar așa. Cred că dacă încercăm să fim reductivi și să spunem că toată inflația și, în general, nivelurile de activitate reale pot fi explicate numai prin citirea agregatelor monetare, și răspunsul în acest caz este, desigur, nu, a spune că agregatele nu contează deloc este, de asemenea, o abordare care nu duce la adevăr. Cum le folosim atunci? De când cu anii 70, la sfârșit anii 80, pe parcursul lor, când în principalele economii, începând cu cea americană, urmând cele europene, a avut loc un proces de sofisticare financiară și de liberalizare financiară, avem o relație instabilă între inflație pe de o parte, activitatea reală pe de altă parte și agregatele monetare. Se vorbește despre bani lipsă, the case of the missing money. Asta explică direct lucrurile la care domnul guvernator făcea aluzie, și anume, dacă ar fi funcționat atât de bine controlul macroeconomic și stabilizarea macroeconomică prin manipularea agregatelor monetare, chiar dacă facem abstracție de la controlul imperfect al băncii centrale asupra masei monetare în sens larg, atunci de ce s-a renunțat la acest instrument? Este foarte simplu. Să nu ne uităm și faptul că Banca Centrală, Banca Națională a României, a avut o abordare care a pornit de la țintirea agregatelor monetare, în special bază monetară, și a ajuns la un eclectism până să treacă la țintirea inflației, în care elemente de natura dobânzilor și a rezervelor minime obligatorii se combinau cu elemente care țineau de țintirea agregatelor. Nu ne-a fost ușor și nu era o legătură stabilă între aceste dimensiuni, între aceste variabile, ceea ce, de fapt, a și justificat în mare parte trecerea la țintirea directă a inflației, ca oferind un cadru mult mai riguros și de analiză și de punere în practică a politicii monetare. La țintirea directă a inflației, desigur că avem un model agregat de dimensiuni relativ mici, unde avem trenduri, tendințe de echilibru pentru dobânzi, inclusiv la credite și la depozite, și variații față de aceste tendințe de echilibru. Nu discutăm despre masa monetară în mod direct. Unde intră ea în discuție? Păi la fiecare definire și cuantificare a condițiilor inițiale, precum și la analiza exercițiului de prognoză, variabilele monetare sunt o parte a variabililor care conțin informație și față de care sunt evaluate ieșirile modelului, ceea ce livrează modelul cantitativ. Deci ne uităm dacă informația pe care ne dau agregatele monetare este coroborată de cea din prognoza pe care modelul o face. Nu numai la acest nivel tehnic e folosită informația din agregatele monetare, ci și pentru Consiliul de Administrație când are loc discuția. Dar ca să vă dau o dimensiune mai puțin abstractă a acesteia, nu trebuie absolutizate lucrurile. În perioada de boom, în economia europeană, unde inflația a rămas în cea mai mare parte în parametrii țintei de aproape 2%, sub 2% pe termen mediu a băncii centrale europene, masa monetară în sens larg și creditul creșteau cu două cifre anual. Aveau creșteri reale de 13-15%, chiar mai mult. Și nu am văzut o citire ca asta să însemne direct presiuni inflaționiste imediate, inclusiv prin faptul că, așa cum cred că ne va încerca să ne lămurească Dorina, Banca Centrală Europeană însăși a evoluat în interpretarea informației pe care pilonul 2, unde intră agregatele monetare, o oferă decidenților de la acel nivel. Relația este, bineînțeles, una clară, dar este stabilă pe termen lung și acolo conține numeroase schimbări dacă ne uităm la plaje de timp foarte îndelungat. La fel de frustrant pentru un decident de politică economică așa ceva, cum este și cazul parității puterii de cumpărare, care știm foarte bine că începe să țină de la un număr de ani încolo și este predictivă destul de puțin pe termen scurt. Și atunci cred că foarte puține bănci centrale, ezit să spun niciuna, se mai bazează în deciziile lor
pe citire ale informației ex-ante predictive, ale puterii predictive din agregatele monetare, dar în același timp nu cred că veți găsi o bancă centrală care să spună nu ne uităm deloc la agregatele monetare în a formula decizia sau măcar a fi sigur că ceea ce facem este ceea ce trebuie economiei pentru a asigura stabilitatea prețurilor și pentru a crea premisele unei creșteri economice sustenabile. Nu mai continui, o să revin eventual cu comentarii pe măsura prezentărilor. O invit pe Dorina Antohi să ne facă prezentarea dumneei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceguvernator. Având în vedere restricțiile de timp, din păcate va trebui să accelerez expunerea. Și vreau să încep remarcând titlul, după cum vedeți, titlul actualei prezentări. Este de înțeles faptul că în această prezentare voi relua anumite aspecte pe care le-am mai expus și discutat în seminarii anterioare ale Băncii Naționale a României. Rostul acestei reluări fiind acela de fiind importanța și caracterul esențial pe care îl are înțelegerea corectă a acestor aspecte din perspectiva interpretării adecvate a modului în care Banca Centrală implementează politica monetară. Așa, după cum se știe, în ultimii 20 de ani, ultimilor 20 de ani s-a caracterizat printr-o creștere a gradului de convergență a abordărilor teoretice și practice în ceea ce privește cea mai potrivită funcție atribuită politicii monetare, precum și cel mai potrivit cadru instituțional pentru conducerea politicii monetare, aceasta având loc odată cu dezvoltarea teoriei neo-keynesiene, menționată anterior și de către domnul viceguvernator. Elemente, din perspectiva actualei prezentări, elemente importante ale acestei școli de gândire ar fi faptul că inflația este determinată de presiunile cererii agregate, atunci când aceasta depășește nivelul potențial al PIB-ului, sau și de presiuni ale ofertei. Un alt element pe care chiar vreau să-l subliniez este faptul că mișcările stocului de masă monetară, menționez masă monetară pentru a fi clar la ce monedă mă refer din economie, produc pe termen scurt și mediu efecte asupra economiei reale, deci afectează activitatea economică și rata șomajului. Pe termen lung este acceptată teoria neutralității banilor. Neutralitatea însemnând faptul că pe termen scurt o creștere a masei monetare din economie nu mai produce efecte asupra economiei reale, ci se regăsește exclusiv în o creștere a nivelului general al prețurilor. Pe termen lung, da. Mulțumesc. Mergând mai departe. În ceea ce privește politica monetară, aceasta e considerată a fi principalul instrument de gestionare a cererii agregate în scopul stabilizării economiei, care se știe că pe termen scurt fluctuează de la nivelul de echilibru datorită unor imperfecțiuni sau rigidități nominale. Politica monetară este atribuită ca funcție unei bănci centrale independente. Argumentul principal este acel trade-off bine cunoscut, deci compromisul pe termen scurt și mediu dintre inflație pe de-o parte, activitatea economică pe de altă parte. Argumentul 2, faptul că guvernul, care urmărește obținerea de rezultate pe orizonturi mai scurte de timp, ar valorifica în scopul, în interesele proprii acest trade-off, încercând să tolereze o rată a inflației mai ridicate în scopul reducerii ratei șomajului. În al treilea rând, din ce în ce mai mult, băncile centrale au început să se orienteze sau să se concentreze direct asupra obiectivului lor final, care este menținerea stabilității prețurilor în detrimentul unor ancore nominale. Dar deoarece aceste ancore nominale de-a lungul timpului s-au dovedit a fi ineficace. De ce pe această orientare a politicii monetare? Deoarece pe termen lung există o accepțiune generală a ideii, a faptului că nu mai există un trade-off valorificabil între inflație și activitatea economică, astfel încât încercarea de a valorifica acest compromis existent pe termen scurt și mediu conduce în final doar la o inflație mai ridicată, fără a afecta sau avea efecte pozitive asupra activității economice și ratei șomajului. Stabilitatea prețului, și acest lucru doresc să-l menționez, nu echivalează cu o rată zero de inflație. Este vorba despre o rată joasă și stabilă a ratei inflației, considerată a nu mai exercita efecte reale asupra deciziilor consumatorilor și investitorilor. După cum știți, stabilitatea prețului este transpusă într-o definiție cantitativă adoptată de băncile centrale,
În cazul ECB, cea mai cunoscută, se știe, acest obiectiv este o rata inflației sub, dar aproape de 2%. Și vreau să menționez aici și performanța Fed-ului, care de curând în ianuarie, reticent a fi în multă vreme în a adopta un obiectiv de inflație, a anunțat cel puțin a avea un obiectiv informal de 2% de inflație pe termen lung. Maniera în care se implementează politica este monetară modernă, să zic așa, este prin stabilirea ratei nominale a dobânzii. De ce această manieră? Pentru că Banca Centrală are capacitatea în calitatea sa de deținerii de monopol al creierii de monedă centrală să influențeze, să determine condițiile în care băncile comerciale se împrumută cu lichiditate, cu monedă centrală de la Banca Centrală. Deci stabilind condițiile, termenii acestor împrumuturi, Banca Centrală poate influența rata dobânzii pe piața interbancară. Subliniez aici faptul că Banca Centrală nu intenționează să controleze sau să nu vizează un nivel anume al bazei monetare sau al lichidității, voi reveni mai târziu asupra acestei separări, lichidității din sistemul bancar, unicul scop fiind acela de menținere și de ghidare a ratei dobânzii pieței interbancare la niveluri corespunzătoare stensului de politică monetară dorit de către Banca Centrală. Acest proces prin care se transmite rata dobânzii în final spre activitatea economică și în finalul finalului, să spun așa, asupra prețurilor, se numește mecanism de transmisie. După cum știți, acesta are canale tradiționale, caracteristici generale, recunoscute și regăsite în majoritatea economiilor și a cadrelor de implementare a politicii monetare de către băncile centrale, existând anumite, probabil, distensiuni în ce privește detaliile de funcționare ale acestuia. Pentru a exemplifica aceste caracteristici generale și faptul că Banca Centrală implementează politica prin rata dobânzii, am introdus în această prezentare trei diagrame cu mecanismele de transmisie a politicii monetare în cazul Băncii Angliei. Vedeți, instrumentul politicii monetare este rata oficială a dobânzii, care prin canalele cunoscute se transmite în final asupra cererii agregate și a inflației. În cazul Băncii Centrale Europene, un pic mai sofisticat, dar curgerea sau canalele de transmisie sunt relativ similare celor anterioare. Impactul politica monetară urmărind să influențeze cererea agregată și în final prețurile și cea de-a treia schemă reprezentând mecanismul de transmisie a Băncii Naționale a României. Pentru a înțelege raportul între politica monetară și monedă și pe de o parte și între monedă și inflație, considerăm a fi deosebit importantă definirea riguroasă a monedei și înțelegerea naturii acțiunilor băncii centrale prin utilizarea în mod adecvat a termenilor de specialitate. Și am ajuns la capitolul monedă, despre care am mai vorbit și în alte prezentări, subliniind în principal faptul că într-o economie modernă există două categorii de monedă. Este vorba de moneda centrală și de moneda și de masa monetară. Moneda centrală, subliniez, este creată de către Banca Centrală. Masa monetară este creată de către băncile comerciale. Moneda centrală îmbracă două forme, și anume disponibilitățile băncilor în conturile curente deschise la Banca Centrală și numerarul în afara băncii naționale. Aici, pentru a răspunde la o eventuală întrebare, pentru că s-a vorbit anterior, dacă Banca Centrală controlează baza monetară, voi face următoarele comentarii. În primul rând, în cazul numerarului în circulație. Numerarul în circulație, dimensiunea și evoluția lui este determinată integral de cerințele, de cererea și de preferințele publicului. În acest proces, Banca Centrală și băncile comerciale având un rol pasiv. Ca o exemplificare, deci în final, o creștere a numerarului nu conduce la o creștere a masei monetare. Practic are loc cu o substituție a unei monede de cont, deci a unor bani deținuți sub formă de monedă de cont de către publicul nebancar la băncile comerciale, într-o monedă cu grad mai ridicat de lichiditate, care este numerarul. Pentru a obține numerar, o persoană fizică și juridică utilizează fie un card, fie se adresează ghișeului băncilor comerciale unde au deschise conturi curente, solicitând retragerea unei anumite sume de numerar. Odată cu retragerea acestei sume, suma echivalentă a deținerilor în conturile curente
a deținerilor acelor persoane fizice și juridice se reduce corespunzător. Băncile comerciale, care este rolul lor în acest proces, este acela de a se asigura că au cantitate suficientă de numerar pentru a pune la dispoziția publicului. Pentru aceasta, băncile comerciale trebuie să procure numerarul de la Banca Centrală, cea care emite, care tipărește numerarul. Nici această obținere de numerar de către băncile comerciale, deci nici în acest caz nu are loc o creștere a bazei monetare, pentru că în cazul, trebuie să menționez, numerarul este componentă atât a bazei monetare cât și a masei monetare. Deci pentru a obține numerarul, băncile comerciale cedează, trebuie să citeze o parte din disponibilitățile lor aflate în conturile curente deschise la Banca Națională. Aici menționez că aceste disponibilități noi le mai numim lichiditate în sistemul bancar sau rezerve. Deci când vorbim, folosim aceste calificative, ne referim la aceeași categorie economică. Ca atare, acesta e procesul de, să zicem, creare a numerarului. În ceea ce privește aceste disponibilități deținute de băncile comerciale în conturile curente deschise la Banca Națională. Da, Banca Centrală, putem afirma, poate determina dimensiunea acestora, pentru că are capacitatea să influențeze atât cererea de lichiditate a băncilor prin intermediul mecanismului rezervelor minime obligatorii, cât și oferta de asemenea rezerve prin efectuarea de operațiuni pe piața monetară. Unicul scop al băncii centrale, al gestionării acestei lichidități, îl constituie cel de menținere a ratei dobânzii pieței interbancare la niveluri corespunzătoare stensului de politică monetară dorit de Banca Centrală. În al treilea rând, vreau să spun, să subliniez faptul că o bancă centrală poate lăsa la latitudinea băncilor comerciale să determine lichiditatea pe care acestea doresc să o dețină. Așa cum procedează în prezent atât Banca Centrală Europeană, cât și Banca Națională, efectuând operațiuni de furnizare de lichiditate pe baza principiului alocării integrale. Deci cererile de rezerve ale băncilor sunt satisfăcute integral, o asemenea tactică fiind justificată atunci când aceasta este adecvată din perspectiva unei funcționări eficiente a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Aici am o schemă foarte simplificată a modului în care Banca Centrală creează monedă centrală. Deci, prin derularea de operațiuni repo, conturile curente deschise de băncile comerciale a Banca Națională se majorează cu suma injectată și creată în acest fel de către Banca Centrală. O subliniere pe care vreau să o fac și în acest seminar, cum am făcut-o și într-unul precedent, diferența dintre crearea de monedă și tipărirea de monedă. Așa cum ați auzit, ați remarcat din limbajul pe care l-am folosit până acum, crearea de monedă este activitatea continuă, curentă, normală a unei bănci comerciale. Ea creează monedă prin intermediul operațiunilor destinate furnizării de lichiditate, care are ca scop, cum v-am spus adineaori, influențarea ratei dobânzii pieței interbancare. Deci orice injecție monetară este o creare de monedă. În schimb, termenii de tipărire au sensuri sau acțiunile de tipărire au o conotație cu totul diferită. Avem două sensuri ale termenului de tipărire. Tipărire propriu-zisă, am zis, și tipărire în sens figurat. Tipărirea propriu-zisă este acea emitere de numerar. După cum am arătat și adineaur, emiterea de numerar nu înseamnă o creare de masă monetară, bază monetară și masă monetară suplimentară. Este vorba de un proces de substituire a unei monede de cont cu monedă mai lichidă. Tipărirea la figurat are încă o conotație peiorativă în manuale de specialitate, fiind denumită așa acțiunea prin care Banca Centrală creează bază monetară suplimentară și chiar masă monetară în procesul de finanțare directă a deficitului fiscal. Acest lucru, după cum știți, este interzis în cadrul Uniunii Europene prin tratatul de la Maastricht, ale cărui principiu l-am adoptat și noi. Cea de-a doua categorie de monedă, moneda creată de către băncile comerciale, acestea creează monedă în principal prin acordarea de credite. Deci, după cum se știe, orice acordare de credite înseamnă o expansiune într-o sumă identică a depozitelor deținute de publicul nebancar la bănci. Banca Centrală are o influență indirectă și imperfectă asupra acestui proces.
Expansiunea creditului fiind dependent, pe de o parte, de comportamentul băncilor, deci cele care oferă credite, și pe de altă parte de comportamentul agenților economici, cei care pot să solicite asemenea credite. Iarăși o diagramă foarte simplificată a manierei în care băncile comerciale creează, nu prea văd de aici, dar știu despre ce e vorba, creează monedă, deci pe partea stângă acordă credite, simultan se creează depozite deținute de companii și de populație pe partea dreaptă, cum numim noi pe partea de pasiv. Menționez aici, iarăși nu văd, că și acordarea de credite către administrația publică creează depozite ale publicului nebancar, dar nu în mod instantaneu, așa cum creează acordarea de credite către sectorul privat, întrucât plățile sunt efectuate de Ministerul Trezoreriei, de regulă cu un anumit lec temporal. Multiplicatorul, ce să spun despre el, după cum îl vedeți aici, accelerez, este într-adevăr, evidențele empirice ale ultimelor decenii arată că este instabil. Ca atare, toate ipotezele privind stabilitatea, predictibilitatea lui, cele care considerau fundamentul teoriei monetare, a cărei concluzie era faptul că banca centrală controlează oferta de masă monetară și, prin urmare, masa monetară dintr-o economie, sunt invalidate. O evidență suplimentară a apărut, după cum vedeți, în cursul crizei financiare globale, context în care o creștere a bazei monetare de către băncile centrale prin injecțiile masive de lichiditate efectuate nu s-au regăsit în evoluția agregatelor monetare datorită unei prăbușiri, după cum vedeți, prăbușirea aceea de în 2009 a multiplicatorului în Statele Unite, momentul în care Fed-ul a inițiat operațiunile de relaxare cantitativă. În ceea ce privește un fel de recapitulare, rolul pe care băncile centrale îl acordă în prezent în cadrul de analiză și prognoză al politicii monetare. Toate băncile centrale sunt de acord cu faptul că există empiric dovedit o relație pe termen lung între masa monetară și inflație. În schimb, așa cum s-a menționat adinar, agregatele monetare, dar eu și vreau să subliniez, nu sunt folosite de către băncile comerciale în scopul înțelegerii, prognozării, controlării inflației. E adevărat, agregatele și analiza monetară sunt folosite, au altă utilizare, ca să spun așa. Voi reveni mai târziu la acest lucru. Mergând mai departe, nici nu știu, am reușit. Dacă să mai trec prin acest subcapitolaj, aici, de fapt, ce vreau să spun, că actuala abordare a băncilor comerciale e rezultanta unei istorii îndelungate a dezbaterilor privind rolul monedei într-o economie. Momentele de referință ale acestei istorii, cele trei, cele mai importante, fiind teoria cantitativă a banilor, teoria preferinței pentru lichiditatea lui Keynes și teoria cantitativă modernă a lui Milton Friedman, esențial în cazul tuturor acestor teorii, fără să intru în detaliile acestora, este ipoteza lor privind natura, caracterul vitezei de rotație a banilor. De ce? Pentru că acesta este fundamentul concluziilor pe care aceste teorii le formulează vis-a-vis de natura relației dintre monedă și inflație. Și anume, teoriile cantitative susțin ipoteza vitezei de rotație stabile, predictibile, fundament pe care concluzia lor este că orice creștere a prețurilor are drept unică cauză o creștere a cantității de masă monetară din economie. În schimb, Keynes susține teoria, susține ipoteza instabilității și caracterului volatil al vitezei de rotație. Evidențele empirice, după cum vedeți, evoluția vitezei de rotație între 1900-2010 în Statele Unite înclină balanța în favoarea ipotezei instabilității vitezei de rotație a banilor, existând o perioadă relativ scurtă, să spunem, între, după cel de-al doilea război mondial până în anii 80, de relativă stabilitate, cea care probabil că a prilejuit și succesul teoriei monetariste. Comparativ cu zona euro, se constată că în zona euro, într-adevăr, viteza pare a fi mai stabilă, specialiștii punând asta pe seama faptului că dereglementările financiare, inovațiile financiare au pătruns mai lent în zona euro, dar anticipând că și în zona euro viteza de rotație va urma comportamentul celei din Statele Unite.
Implicația asupra strategiei de politică monetară, se știe, toate aceste teorii au influențat evoluția de-a lungul ultimelor decenii a strategiilor, țintirea agregatelor monetare fiind larg adoptată pe scară largă în anii 70, pe urmă treptat abandonată, odată cu începerea evidențierii instabilității relații dintre cantitatea de monedă și PIB nominal și adoptându-se ulterior, începând cu anii 90, țintirea directă a inflației. Și acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre concepția și abordarea Băncii Centrale Europene. De ce? Pentru că dintre toate băncile centrale moderne este cea care, în virtutea moștenirii de facto, de iure a reputației și tradiției Bundesbankului, continuă să fie mai fidelă principiilor monetariste. Cu toate acestea, subliniez faptul că importanța pe care o acordă analize monetare și monedei în cadrul său de analiză a scăzut într-un mod subtil, nu foarte transparent. Ce se constată? Se constată că dacă la începutul, la momentul adoptării strategiei de țintire a strategiei pe care o are Banca Centrală Europeană, pilonul întâi era reprezentat de valoarea de referință a M3 și de analiza monetară, în prezent, în materialele oficiale acestei instituții, găsiți faptul că pilonul întâi este reprezentat de analiza economică și de-abia cel de-al doilea pilon este reprezentat de analiza monetară. Subliniez faptul că importanța pe care o acordă analize monetare și monedei în cadrul său de analiză a scăzut într-un mod subtil, nu foarte transparent. Ce se constată? Se constată că dacă la începutul, la momentul adoptării strategiei de țintire a strategiei pe care o are Banca Centrală Europeană, pilonul întâi era reprezentat de valoarea de referință a M3 și de analiza monetară. În prezent, în materialele oficiale acestei instituții, găsiți faptul că pilonul întâi este reprezentat de analiza economică și de-abia cel de-al doilea pilon este reprezentat de analiza monetară. De asemenea, vreau să vă citez scopul principal pentru care e folosit analiza monetară, este considerat mijloc de corelare din perspectiva termenului mediu spre lung a informațiilor oferite pe termen scurt spre mediu de analiză economică. Vă spun pe cât de dificil e de înțeles formularea, pe atât de dificilă este analiza monetară care urmărește să desprindă informații din evoluțiile pe termen scurt ale agregatelor monetare cu relevanță pentru evoluția pe termen lung a inflației. Recunoaște și BCE-ul, este un demers complex, dificil. Instrumentele pe care le folosesc sunt începând de la judgment până la cele mai sofisticate instrumente statistice econometrice, totul în strădania de a desprinde sau de a demonstra existența, continuarea existenței unei asemenea corelații, însă rezultatele, cel puțin dacă ne uităm măsura în care aceste analize sau rezultatele lor au fost folosite în deciziile de politică monetară ale BCE, rezultatele par a fi mult inferioare strădaniei și efortului făcute de Banca Centrală Europeană. Din câte cunosc, o singură dată BCE-ul a utilizat pe plan secundar argumente de natura evoluțiilor monetare în scopul argumentării deciziei de politică monetară. Iar ultimul capitolaj, relevanța sau rolul analizei monetare în cadrul Băncii Naționale a României, noi folosim analiza monetară și dezvoltăm instrumentele acestei analize în mod consecvent. Aceasta, ce rol au în cazul nostru? Evoluțiile monetare sunt complementare sau informațiile pe care acestea le oferă sunt complementare informațiilor desprinse din analiza economică. Ne oferă informații referitoare la situația economiei, la poziționarea economiei în cadrul ciclului economic, perspectiva imediată a activității economice. În plus, informații utile privind funcționarea mecanismului de transmisie, privind stensul politicii monetare, condițiile de finanțare. Deci o sumedenie de informații utile totuși conducerii politicii monetare. Dar nu folosim deci agregatele monetare, cel puțin deocamdată nici seriile de date nu ne permit măcar să testăm, deși am încercat, dar deocamdată fără rezultate convingătoare, relația pe termen lung dintre masa monetară și inflație. După cum v-am spus, ECB-ul cu state mult mai vechi în domeniul ăsta se străduiește foarte mult să o facă
Și un fragment din modul în care noi folosim analiza monetară și informațiile pe care le desprindem din acestea vă vor fi prezentate puțin mai târziu de către colega mea, Oana Udrea, și intenționăm, dacă vom reuși, alte tehnici de analiză să le pregătim și să le prezentăm în cadrul colocvilor de politică monetară, care probabil vor avea loc în luna mai. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Dați-mi voie un singur cuvânt să zic înainte să-l invit pe domnul profesor Păun să facă prezentarea. Deja se simte o aromă austriacă în sală. Să vă amintesc că până și diferențele de paradigmă între țintirea agregatelor monetare și țintirea inflației nu sunt atât de clare pe cât ar părea la prima vedere. La jumătatea anilor 90 a fost publicat un articol care a început, de fapt, o dezbatere interesantă, Bernanke și Mihov, care vorbeau despre faptul că în Germania, mama vorba aia politicii monetare pe care și BCE o face în ziua de astăzi, precum și în Elveția, deși ambele țări oficial și formal ținteau agregatele monetare, masa monetară în sens larg, ori de câte ori nivelul agregat al prețurilor și inflația se comportau conform dorințelor lor legate de stabilitatea prețurilor, dar asta presupunea ieșirea din matca agregatelor monetare țintite, se renunța la performanța prescrisă pentru agregatele monetare. Asta sună mult mai mult a utilizarea agregatului monetar ca variabilă intermediară, ca variabilă instrument, decât utilizarea sa ca variabilă țintă din care derivă ulterior performanța în materie de stabilitate a prețurilor. Și analiza a fost continuată de alții. Bineînțeles, cazul extrem este faptul că poate exista politică monetară conform lui Michael Woodford și într-o lume fără bani. Și este o întreagă teorie pe care profesorul Woodford a dezvoltat-o.